De voi să vin, da? Și anume, cum poți să fii sincer într-o societate ce te vrea perfect? Deci cum să fii sincer într-o societate ce te vrea perfect? Mă gândesc acum, nu știu de ce, dar în poporul nostru avem tendința aceasta de a prezenta perfecțiune și acolo unde nu e cazul. Vă dau un exemplu. Eu am mers la teologie, aveam liceu și 2 ani de mănăstire, cum am zis. Bineînțeles că față de cei care aveau seminarul, era o situație de dezavantaj, într-un anume fel. Puneam o întrebare la care cei care făcuseră seminarul știau răspunsul, ei se auzeau de sus că uite ăsta, nici atâta nu știe. Păi, domnule, m-am dus la facultatea să învăț, nu pentru că știam. Dacă știam totul, nu trebuia să mă mai duc la facultate, nu? Și lucrurile acestea sunt generale, din păcate. Vrem, suntem în anul întâi și parcă am ști mai bine ca profesorul cei pe acolo. Cred că nu trebuie să luăm atâta aminte la cei ce sunt în jurul nostru, la ce pretinde societatea, ci să încercăm să trăim în adevăr. Pentru că nu o să putem noi îndrepta societatea sau o să o îndreptăm în ființa noastră, întâi și întâi. Și dacă fiecare în ființa lui îndreaptă lucrurile, încet se îndreaptă și în societate. Acum, trebuie făcute totuși niște distinții. Când îți scrii CV-ul pentru o firmă, trebuie să scrie așa cum sunt dozanțele acolo. În societate sunt niște reguli pe care trebuie, din păcate, să le aplici. Pentru că dacă nu intri în jocul acesta al ei, te elimină. Dar tu trebuie să nu uiți niciodată cine ești în adevărul tău. Și să faci mereu distinția între ce te obligă societatea să faci anumite lucruri, până unde poți merge și ceea ce ești tu de fapt în adevăr. Și să nu uiți niciodată ce ești de fapt în adevărul tău, în lăuntrul tău, raportat la Dumnezeu. Și ținând seama de aceasta, să te raportezi cumva la societate. Îmi permite, spre Sfințite, să răspund la întrebările simple, ca da, vă rog. Scutesc. Ce este poporul ales? Poporul lui Israel, iar poporul ales este noul popor cu nume divin. Care este? Creștinism. Probabil că poporul ales, poporul lui Israel. Cum să răspunde un poate de 5 ani care mă întreabă mereu cine l-a făcut pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu nu l-a făcut nimeni. Aici e problema. Dumnezeu nu e făcut. O fetiță de la noi, de la școală, da, este, știți, întrebările, uneori cei care vorbesc spun întrebări retorice. Întrebările retorice nu se răspunde. Deci o fetiță de la noi, de la școală, în clasa 1 de sena acolo, la ora de religie. Și întreabă un alt copil, întreabă profesorul de religie, nu predam eu, la școala pe care am făcut-o. Domnul profesor, cum adică Dumnezeu este fără început, fără sfârșit? Lasă creăm și dau pământ. Tu n-ai înțeles nimic. El nu știe că El este cel ce este. O fetiță de clasa 1. Bun, deci Dumnezeu nu l-a făcut nimeni.
Călugării bârfesc, răspund eu, nu. Gen, de ce nu se asigură confidențialitatea la spovedaniile bisericii? Adică se aude de către ceilalți din oria spovedania din cauza că stau prea aproape. Stați departe. Sigur, uite, spovedanii, că lăsați mai mult departe și cu asta asta. Am citit că în biserica primară erau botezați doar cei care ajungeau la iluminare. Nu știu unde aș citi. Probabil într-un tratat din Tibet. Nu este adevărat. Deci este față informația. Și acum îi predau pe asistitului a doua întrebare pusă de aceeași persoană, ceea ce înseamnă că este citită și este persoană interesată, dar asta nu e adevărat. Deci, ce înseamnă om sănătos sfânt din punct de vedere al învățăturii ortodoxe? Cred că trebuie să mă anunțați puțin ceea ce de fapt ați... Dar nu mă permit eu să vă spun răspunsul. Să-mi duc să le iau de mână și zic, părinte, pe cine spovediți că nu
întâmplă cu nimeni în biserică. Dar el zice, cu tine. Mai ales în exterior. Părintele a fost perceput și propovăduit drept Părintele Bucuriei. Dar să știți că el a fost într-adevăr și Părintele fermității al unei vieți asumate cu seriozitate. Iar bucuria tocmai de aici i-a venit. Din faptul că nu s-a jucat cu viața. Spunea deseori că oamenii se joacă cu Dumnezeu. Și nu țin seama de faptul că Dumnezeu nu se joacă cu ei. Deci, viața aceasta noastră e o chestiune mult prea serioasă ca să ne jucăm cu ea. Ori la împlinire, la fericire, poți ajunge doar când te asumi cu ceea ce ești, cu toți ai tăi, cu calitățile pe care le ai, cu metodiile pe care trebuie să le împlinești, fugând de ele, fugând de exemplu de la ore la discotecă, nu o să ajungi la fericire existențială. Învățând, studiind serios, ajungi un om competent în domeniul tău și te bucuri de împlinirea pe care ți-o aduce acest lucru. Dacă îți faci lucrarea de licență și măcia de doctorat, copiii de la alții și prezent în cartă, aceasta nu are cum să-ți aducă fericire în plinire, ci un succes de moment, dar după aceea știți ce este. Deci, la fel se întâmplă și cu viața monahală, și cu viața în căsătorie, cu viața în general. Toate lucrurile pe care ni le asumăm și ne luptăm pentru ele, ne aduc împlinirea și ne aduc în cele din urmă fericire. Mi-a plăcut ideea de a izbi lui Dumnezeu în timpul rugăciunii. Părintele Teofil era un spirit al bucuriei, deși era nevăzător. Cum îi facem pe cei din preajmă, care nu prea sunt apropiați de biserică, să vadă suferința ca pe un lucru bun sau de folos? Dacă îmi permiteți, aș adăuga eu aici pentru mine, că eu sunt în biserică pentru că slujesc ca preot. Cum să fac și eu, că nu doar pe cei din afară, cred că numai pentru cei din afară e ușor să facă suferința bucurii lucru bun și de folos. E greu pentru toată lumea. Părintele, a înțeles, sau să spun altfel, spun și prefața la cartea aceasta pe care a prezentat-o omul, Părintele Vasile, suferința poate fi miluită prin credință. În copilărie, Părintele Teofile a fost foarte greu. Cât timp înțelegea că nu poate face lucrurile pe care le fac ceilalți copii. De exemplu, vroia să se joace cu cercul, el îl pierde imediat. Vrea să bată mingea ca ceilalți. Și bineînțeles că el o lovea și nu se era. Nu știe cum să o lovească de un perete și se vine înapoi. Și primea replica de la ceilalți. Mă, tu nu poți, că nu vezi. Gândiți-vă cum simte asta un copil care intră în vârsta conștiinței de la 3 anișori încolo, când aude mereu, tu nu poți, că nu vezi. Tu stai acolo, ceilalți se joacă. Tu nu poți că nu vezi. Vă dați seama ce greu e asta. Sau ne spunea despre faptul că intrarea în casa lor din Dobrogea a părinților era, sau din tindă, era și intrarea în beci. Intrarea în beci, în chilniță, cum îi spuneam ei și spuneam și noi în țară, era asupată cu niște scânduri pe
Egal atunci când vreau să intru în chimniță, părinții le luau și coborau în veci. Când făceam asta, îl anunțau cu copilul de atunci, de 4-5 ani, Ioane, că Ioane îl chema nepotez, vezi că am deschis ușa la chimniță. El ținea minte copilul până uita și după aceea trecea pe acolo și cădea în chimniță. Și asta traumatiza destul de tare, încât avea vise noaptea. Se trezea cu sentimentul că a căzut în chimniță. Și striga, mamă, am căzut în chimniță. Și mama se spunea, ba, n-ai căzut că ești în pat. Și zice, așa mă bucuram că sunt în pat, nu sunt chimniță. Dar vă dați seama, ca să ajungă să viseze lucrurile acestea noaptea, era traumatizat de ele și a necesitat o perioadă de timp până el s-a obișnuit și și-a asumat calitatea de suferind ca pe un normal al său, ca pe o condiție pe care i-a rânduit-o lui Dumnezeu. Și asta la ce măsură? La măsura în care, întrebat fiind la vârsta ultimă de cineva, Părinte, ce-ați zice, dacă în veșnicie Dumnezeu va rândui să fiți tot nevăzător? A zis răspunsul, a zice, slavă ție, Doamne, slavă ție. Cumva pe tine, Părintele, să vii, tu ești pus întrebarea asta, Părinte, nu? Deci, un răspuns extraordinar, care dovedește asumarea unei situații pe care Dumnezeu i-a rânduit-o, din rațiuni doar de El știut. Și aici este problema noastră. Să avem încredere că ceea ce Dumnezeu ne rânduiește sau îngăduie pentru noi este sigur spre binele nostru. Să avem încredere că Dumnezeu ne este Tată și că tot ce ne rânduie, cum zic, este pentru folosul nostru, pentru înaintarea noastră. Noi, de obicei, îl credem pe Dumnezeu, zicem noi, că e Tată, atunci când simțim, iar zicem noi, puterea Lui de grijă pentru noi, când ne merge bine. Dacă ne merge rău, contestăm. Ce mă, apoi pe mine mă părăzi de Dumnezeu. Apoi de mine nu-i pasă de Dumnezeu și așa mai departe. N-avem simțământul, certitudine că Dumnezeu este Tatăl nostru și că ce ne rânduie, este de fapt pentru binele nostru, chiar și suferință. Și prin suferință să știți că Dumnezeu ne educă foarte mult. Pot să vă spun, de exemplu, că eu am o soră nevăzătoare. Dacă ea n-ar fi fost în situația asta, cu certitudine nu n-am fi împreună astăzi seara aici. Pentru că prin ea, părinții mei, care erau oameni credincioși, s-au apropiat mult mai mult de biserică, de monahism. Eu am cunoscut monahismul înainte să fiu mănăstire, prin vizitele pe care le-am făcut cu ei și cu sora mea văzătoare la mănăstirea Sinistrie, la Moldova. Altfel eu n-aș fi mers la mănăstire, în Ardeal nu aveam atunci mănăstiri și mai ales în apropiere de noi. Așa a lucrat Dumnezeu pentru mine, prin zora, pentru ea e o cruce. De asemenea, tot prin ea am învățat încă de copil să mă raportez la un nevăzător. Faptul că de lângă un nevăzător viața m-a dus, Dumnezeu m-a dus lângă altul, nu poate fi întâmplător. Toate lucrurile acestea și-au rațiunea lor pe care nu o înțelegi atunci, imediat când se întâmplă. Eu cât am stat acasă împreună cu sora, habar n-am avut și nu puteam să am cum să ajung lângă Părintele Teofil, un alt nevăzător, pentru care cumva viața m-a pregătit din copilărie. Deci o cruce, deci îmi spun că dacă noi ne asumăm crucea pe care ne dă Dumnezeu, cu conștiința că ea e singur rânduită de Dumnezeu sau rânduită pentru folosul nostru, atunci suntem împăcați sufletești. Pentru că
toate nemulțumirile noastre sunt, de fapt, în ultima instanță, o stare de nemulțumire sau chiar de revoltă față de Dumnezeu. Și mărturisim pe de-o parte că ascultăm de Dumnezeu, dar de fapt nu ascultăm. Nu luăm în considerare că Tatăl al nostru ocrutitor, care ne ocrutește și prin suferință și prin greutăți. Uitați-vă la acest exemplu și poate că trebuie să mulțumim cu toții pentru întrebarea asta grozavă. Un om care și-a asumat suferința și care a reușit să o depășească, să fie recunoscător lui Dumnezeu pentru toate darurile sale, inclusiv pentru această stare de nevedere, cât a putut să lucreze pentru cei cu vedere, cât lucrează în continuare și ne întărește și pe noi în credință. Dar starea aceasta de împăcare cu tine însuți, cu Dumnezeu și cu lumea, asumarea crucii, și poate că e foarte importantă pentru noi, și ca asumare a poporului din care facem parte, cu bunele și cu mai puțin bunele lui, și cu corupția câte este, și cu minciuna câte este, și cu furturile, și cu toate lucrurile acestea de care ne plângem, dar pe care nu ne străduim să le vindecăm fiecare în interiorul nostru. Dacă fiecare le-am vindecat în noi înșine, încet, încet, credeți-vă că s-ar îndrepta lumea aceasta, pentru că noi suntem în cele din urmă lumea. Dar dacă noi nu le vindecăm în noi înșine, se perpetuează starea de boală. Atunci să încercăm, dragii mei, nu să-i criticăm pe ceilalți că nu fac ce considerăm noi că trebuie să facă ei, ci să facem noi asta. Dacă noi ne împăcăm cu Dumnezeu, dacă Îl considerăm trată al nostru și trăim ca și copii ai Lui, se va schimba nu doar viața noastră, ci viața în jurul nostru. Aș dori să vă recomand o carte extraordinară. Știți că prin luna mai a trecut la Domnul Părintele Emiliano Simonopetitu. Și cei care se ocupă de editarea moștenirii pe care a lăsat-o Părintele, au publicat o carte care s-a și tradus în limba română, Așteptarea lui Dumnezeu. Are două părți, este, o găsiți, cred că la Sofia. Are două părți. O parte despre cuvântări despre boală și o parte cuvântări despre moarte. Iar cartea aceasta le introduce ca prefață cuvântul Părintelui Stares de la Simonus Petras, pe care l-a pregătit la înmormântare. Acest om, pe care eu l-am cunoscut de când numai din cărți, și-a petrecut ultima parte a vieții lui undeva la mănăstirea, metocul mănăstirii Simonus Petras, exact, aproape 25 de ani de boală de suferință și cred că aproximativ 9 ani de comă la mănăstirea Olimpia. Ei, vreau să vă spun că este o carte care te trezește din somn, te trezește din moarte. Ca să vă provoc, vă spun două lucruri, odată, din două afirmații. Unu, prima, cine nu suferă, îl trădează pe Mântuitorul Hristos. De ce? Pentru că Mântuitorul Hristos a fost prin excelență omul suferinței. Și a doua zice, dacă nu suferă, din punct de vedere fizic, trupește. Duhovnicește, atenție, nu suferă duhovnicește, că uneori ne uităm de treaba asta. Sau sufletește, sau psihic, inventează o suferință. Atenție, inventează o suferință. Nu trebuie. Ajută foarte mult la crederea lămurirea acestei întrebări. Mulțumesc. Continuăm o întrebare, prezenția voastră, să ne spuneți cum era programul de o zi sau zi
al Părintelui Teofil la mănăstire și în continuare, în completare, cum simțiți prezența acum, prezența voastră a Părintelui Teofil? Programul Părintelui, văd că vocea s-a dus de tot în rămas de șoate. Se mai aude? Da. De ce scuia la trăi sau la portul? Se ruga, își făcea rugăciunile de dimineață, alte rugăciuni și cele de părtășanie, după ce ea citea cărți duhovnicești plus altele până la momentul începerii slujbei. Deci asta fiind ora 6 dimineața sau 7 iarna. Deci, aproximativ 3 ore de rugăciune și de citire înainte de rugăciune din biserică, da? După ce ea participare la slujba, masa de dimineață, de răcazul, după care, dacă trebuia să spovedească, spovedească primii oaspeți, sau dacă nu iarăși se dedicea cu citirii din Filocalie, din Sfinții Părinți, din alte cărți, v-am spus că citea și cultură laică, citea multe cărți despre Sfinții Închisorilor, de exemplu, și eu i-am înregistrat mai multe. Și era masa de prânz, după masa de prânz să vine apuzit. Și dacă erau iarăși oameni pentru spovediți sau pentru discuții, îi primea, vedea slujba de seară, cernia, cum pe cerniță, masa de seară, mânca sau mâncare sau piesă, uneori. Și după masa de seară, cât îi mai rămânea timp, iarăși să citească, să asculte unele cărți, că citea ascultând, sau citea cu degetele, dar nu citea cum citim noi cu ochii. Și după aceea rugăciunea de seară, care era mai scurtă, și culcare. Foarte simplu, nu-i așa? Dar în aceste condiții, spunea, dragă, eu seara când nu mai pot să fac rugăciunile pentru că sunt obosit, mă culc. Să vă spunea, când se la o conferință și se prelungește programul, sunt sigur că nu mai vrea Dumnezeu de la mine să fac rugăciuni lungi pentru că nu mai pot și ceea ce am făcut și pentru ceea ce nu mai pot să fac. Dacă vorbim de un firesc, pentru că alții vor neapărat să faci un canon anume. Pe Dumnezeu nu le interesează un anume canon, ci prin ceea ce facem, noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu și de oameni. Și în aceste condiții, dădea răspunsul că dacă nu mai poți să te rogi seara că ești obosit, să te culci, dar să te rogi a doua zi, să te rogi când ai posibilitatea să te rogi. Nu să-ți ascunzi lenea de a te ruga cu pretexte, da? Și după aceea partea a doua, Mariana, cum era? Da. Cum îl simțiți prezent cu Părintele? După ce am plecat de la mănăstire, fiind trimis la școală și apoi cu misiunea în Germania, nu i-am simțit deloc absența. Și chiar am spus când Părintele a trecut din lumea aceasta că pentru mine nu s-a schimbat prea mult, pentru că oricum fizic era cumva departe de el. Și îl port foarte prezent în suflet, prin tot ceea ce s-a imprimat din el în mine. Am stat atât de mult și Părintele împreună. Și Părintele a fost și o personalitate foarte puternică, care se impregna puternic în conștiința celorlalți, să zicem, și îl simt foarte prezent prin toate cuvintele, prin modul în care a trăit, s-a raportat la realitatea din jur. Și am spus adesea că din oamenii pe care i-am întâlnit și i-am putut eu percepe, este omul cu cea mai mare credință în Dumnezeu
din când ți-am întâlnit. Nu că ar fi cu lucruri excepționale, ci chiar niște lucruri foarte normale, care poate că sunt excepționale tocmai în normalitatea lor. Vă dau un exemplu. În ultima parte a vieții, i se făcuse o nedreptate. O nedreptate care avea în vedere chiar problema centrală din viața mănăstirii, respectiv împărătășirea monahilor. Fusese cumva acuzat că ar face o erezie pentru că spovedea obișnuia săptămânal și îi lăsa pe monahi să se împărătășească săptămânal sau chiar de mai multe ori pe săptămână. Unii vrând să-l denigreze, l-au acuzat că n-ar fi pe linia tradițională, s-a făcut o sinaxă și s-a interzis să mai spovedească săptămânal, ci doar lunar. O problemă care afecta viața obștii în continuare, da? Și părintele a acceptat ceea ce i s-a impus și merge la chilie și zic: părinte, ați supărat că doar îl implica numai pe el. Și zice: dragă, nu las eu să-mi stric liniștea sufletească pentru prostiile lor. No, țineți minte replica asta. De câte ori nu vă stricați liniștea sufletească pentru prostiile altora, pe care le auziți zilnic relatate la televizor. Și să curățbesc românii pentru prostiile unora din ei, nu? Orice însemna asta, pentru că era o nedreptate evidentă față de el și față de obște. Și un dezavantaj duhovnicesc pentru obște. Dar părintele știa că asta se întâmplă cu rânduiala lui Dumnezeu și că Dumnezeu va ajunge și sfârșitul acestei stări de lucruri a cărei rațiune nu puteam noi întrevede atunci. Și să știți că sfârșitul acesta a venit foarte curând, de fapt. A rezolvat Dumnezeu lucrurile, nu o să vă spun cum, dar le-a rezolvat foarte repede și s-a restabilit situația. De-aia vă spun, și când suntem în dezavantaj și când ni se face o nedreptate, să nu-L scoatem pe Dumnezeu din ecuația asta. Să fim siguri că El are rânduiala Lui. Să ne luptăm pentru dreptate, dar nu începând să facem alte nedreptăți altora, atunci nu e bine. Deci l-am început astfel pe Părintele și de aceea exemplul Lui de viață pe mine cumva mai mult decât toate cărțile sau tratatele de teologie sau vieții de sfinți pe care le pot citi. Pentru că citești și iarăși o problemă de interpretare a ceea ce citești. Interpretăm toți prin filtrul propriu ce am citit. Ori în viața Lui am văzut o mărturie vie care înseamnă foarte mult și pe care o am tot timpul la dispoziție. Mă bucur de ea, deci care nu mă părăsește. Și pot să vă spun că pentru darul lui Dumnezeu și pentru mila Lui, consider că Părintele Teofil, la fel ca și alți părinți, importanța neamului nostru, Părintele Cleopă, Părintele Paisie, Părintele Arsenie, amândoi părinți Arsenie și alții, sunt sfinți. Și când am anumite greutăți, mă rog și Părintelui pentru ajutor, ca și celorlalți părinți, ca și tot celorlalți sfinți ai neamului nostru. Am vrut să vă spun și am uitat, dar mi-am adus acum aminte. Gândiți-vă ce sfinți aveți mai dragi la inimă din neamul nostru. Gândiți-vă după aceea că percepția despre sfințenie vă este formată sau după tiparul sfinților respectivi. Și încercați să vă gândiți și la ceilalți sfinți, să vedeți ce au propriu și să vă formați imaginea aceasta, idealul sfințeniei în funcție de sfinții noștri.
ei au niște calități. Trebuie să le înțelegem, trebuie să le vedem pentru a le putea urma și noi în viața noastră. Chiar mă gândeam la o afirmație a unui părinte din Muntele Athos, care recent a fost canonizat. Iar el recunoștea sfințenia unui alt părinte care încă nu a fost canonizat, de când era încă în viață părintele acela. Este vorba de părintele Paisie Violetul, care a fost canonizat și care a fost întrebat despre sfinți din Athos și a zis așa, dacă vreți să vedeți un sfânt în viață, mergeți la părintele Dionisie. Dionisie de la Crăciun. Deci ne țineți și încă nu a fost. Deci, darul acesta este un dar mare, din, așa, cu permisiunea preasfințitului, pentru că noi avem mulți, foarte mulți sfinți și mari sfinți, dar știți cum mi-a zis mie, odată un părinte, acum este stareț de mănăstire, dar vă spun, e vorba de părintele Hariton de la Petru Vodă, cum era la mănăstire la Alevău. Dar eu am avut o relație deosebită cu părintele Hariton. Mi-a zis următorul lucru, odată la Dura. Părinte, sunt pustici, mă trezesc noaptea, vine câte unul, vine, îl spun, vedeți că îl împărtășesc, noaptea la privedere și pleacă, nu știu. Și zice, dar știți de ce sunt pustici? Pentru că nu știm că sunt. Când vom ști că sunt, nu mai sunt pustici. Pentru că asta e calitatea, dacă vreți, a pustnicilor. Aș vrea să-l protejăm un pic pe preasfințitul și voi mai punem două întrebări. Sigur că nu știu dacă le aleg pe cele mai grozave, dar asta este. Puteți să mă puneți la canoane. Preasfințite Părinte, sunt creștinii mai predispuși să se îndepărteze de un mod firesc de viețuire? Și din ce cauză se întâmplă acest lucru, dacă sunt? Nu cred că sunt creștinii mai predispuși. Păi gândiți-vă la nebuniile necreștinilor și aveți răspunsul. Eu vin dintr-o țară, Germania, unde trăiesc, unde în anumite părți numărul ateilor este de peste 60%. Și dinspre Occident vin încoace multe păcate, multe stări de anormalitate care sunt prezentate ca normalitate și așa mai departe. Știți bine la ce mă refer. Deci, eu, cum să zic, dispoziție a naturii umane căzute, a plecarea spre rău, iar viața în biserică, în creștinism, e totuși o încercare de sănătoșire, chiar dacă există fariseism și la noi. Să nu credeți că în cei care nu sunt credincioși nu există fariseism. Există și acolo. Mai bine masca, poate s-au mascat în alte feluri, dar există. Deci, în general, aș spune că în creștin se vede totuși străduința pe calea binelui. O întrebare mai personală. Care sunt sfinții față de care aveți evlavia mai mare? Sau, cu alte cuvinte, care sunt sfinții pe care ați simțit ocrotitori în viața preasfinției voastre? Având în vedere că ați dat o mărturie foarte personală despre Părintele. Să știți că i-am luat în mod cronologic. Și anume, primul cu care am avut o relație personală, o Sfântul Gheorghe, pentru că e numele meu de botez. După ce a fost Sfântul Arhanghel Gabriel, deoarece că la Sobor am fost numit Gabriel în mănăstire. După aceea
urmă s-a dus Serafim de Sărun, că de la mănăstire, pentru că mi-a fost dat numele Serafim. Știu că l-a auzit cu părintele Teofilu deseori că el avea trei sfinți cu care vroia să se întâlnească, să o duce în cer. Sfântul Iosif din Arimateia, Sfântul Evanghelist Luca și Sfântul Ion Gură de Aur, eu nu mă gândisem la o chestie din asta. Și cum zic, nu i-am luat așa analitic, ci mai mult cronologic. Acum, însă, i-am în vedere foarte mult și pe niște sfinți voievozi, poate că vă mie rupi treaba asta, pe Sfântul Neagoie Masarab, un om extraordinar, și pe sfinții Matie Brăcoveni, de care mă leagă mai multe lucruri. Am în vedere, de asemenea, pe Sfântul Ierarh Calinic, care ne este și ocrotitor al susținutului pe care îl construim acolo și că avem un rog intens, și pe Sfântul Antim Ivireanu, și pe Sfântul Andrei și Abunea de la noi din Ardeal, și pe alții. Dar când încep, să știți că mă rog cumva tuturor de care mi-aduc aminte și fiecare are, cum să zic, spațiul lui în inimă și în viață. Pentru că chiar de curând mi-a pus cineva întrebarea și că mi-am dat răspuns. Ce că am crezut că cu mine ai o relație mai deosebită, adică că sunt prieteni mai apropiat. Și el, adevăr, așa este, dar trebuie să-i spun ceea ce zicea Părintele Teofilu adesea. Viața nu se trăiește prin comparație. Cu fiecare ești prieten, într-un fel anume, cu identitatea lui. Nu poți să fii prieten în fel că înseamnă că pe unul l-a ales. Părintele Teofilu spunea câteodată că ce ați vrea să fie aici la mănăstire? Doi Serafim sau doi Teofili? Sau un Serafim și un Teofil? La fel și cu oamenii, știți, cu manifestarea prieteniei față de ei, te manifesti după specificul fiecăruia. Și acum o să vă spun un lucru care s-a întâmplat la o conferință și cu asta închei, cum zic, cu regretul față de neputința vocii, la care tot cumva planul lui Dumnezeu și asta n-am cum să explic. Și acum, și eu am dat un dialog și la tineri le-a plăcut. Și o fetiță zice, Părinte, ce-ar fi să facem o noapte? Adică să stea în continuare de vorbă, să nu se mai oprească până dimineață. Și răspunsul Părintelui la asta zice, dragă, dacă facem o noapte albă, facem și o să ne iau după. Organizatorilor și